Salutare! Astăzi ne vom uita peste proiectele noi, de ce nu au performat, cum poate ne-am așteptat mulți dintre noi. Un like și un comentariu dacă îți place ceea ce postez. Am dat seama că astăzi vom povesti mult mai multe decât doar ce v-am spus în acest intro. Și să începem prima dată. Ați văzut probabil mulți dintre voi, poate n-ați văzut chiar toți, când ne uităm în primul trimestru din 2024, 937 de firme, de entități, au dezvăluit faptul că dețin Bitcoin prin aceste ETF-uri lansate în America, da? Când uităm pe partea de aur, doar 95 de firme au investit în acest trimestru, în aur. Și vedem diferența, e covârșitoare pentru Bitcoin și cripto în general. Și ce ne spune acest lucru? Ceea ce vă transmit eu de multă vreme este că lumea se schimbă în aur și toate chestiile astea mai vechi, și acum putem face un video mult mai lung, dar nu știu dacă aveți chef astăzi că este weekend, mai investesc babalicii, acum vă dați seama că e așa în ghilimele, până la urmă nu am nicio treabă, fiecare dintre noi o să ajungem la acea etapă a vârstei. Mă refer ca și mentalitate, ca și oameni noi, ca și parte covârșitoare, grosul tinerilor investesc în cripto și vor investi tot mai mult în cripto. Și ce ne arată acest lucru? Faptul că companiile au investit mai mult în ETF-uri pe Bitcoin decât în aur. Păi de ce nu au făcut-o până acum? A, nu aveam reglementare, le era frică, era un spațiu așa Wild Wild West. Aha, ce chestie. Păi și ce se va întâmpla în Europa anul acesta? O să vină mica, da? Și cu ocazia aceasta o să fac un video pentru cei din comunitate acest weekend, n-apuc astăzi, poate mâine, duminică, să filmez. Astăzi este ziua socrului și na, trebuie să mai și te distrezi în viață, nu doar cripto, tot non-stop. Și cu ocazia aceasta vreau să vă să prezint în acel video, oricum eu deja mi-am făcut studiul, research-ul, faptul că nu este de Baubau Mica, nu este ceea ce Mihai Daniel, alt YouTuber foarte celebru și cunoscut în România, promovează, am înțeles de ceva vreme, că e de rahat, că e de babau, aoleu, aoleu, ne prăpădim și așa mai departe. Asta mi se transmite în live-urile cu cei din comunitate, asta văd pe grupul de Discord, tot de nașpa despre Mica. Așa, în avanpremieră pot să vă zic că Mica e ce trebuie pentru spațiul cripto. Și totul are legătură cu ce? Cu încredere. Tu ca și instituție ai încredere când vezi reglementare, când vezi, uite, când cumperi un ETF de la BlackRock. E același lucru ca și cum ai cumpăra un ETF pe S&P 500, pe Nasdaq, pe aur. Până atunci nu ai avut încredere pentru că și aceste ETF-uri sunt reglementate, sunt urmărite de către SEC și așa mai departe. Nu poți să faci ce te taie pe tine cap. Și acum să trecem la probabil ceea ce așteptați toți. Ce mama măsii s-a întâmplat cu proiectele noi? Ce rug pull ne-am luat? Parcă erau viitorul. Păi, Dane, și tu ai zis acum vreo 5 luni, știu ce ai filmat, la, că știu ce ai zis, că nu ratați monedele noi cu fundamente. Eu știu ce am zis și în acel video și o să încerc astăzi să vă prezint ceea ce spune acest cont. Acum și părerea mea e cam aceeași cu el, de-aia vă și prezint. Și le punem așa cap la cap și dacă mai aveți răbdare și eu zic să aveți, când ne uităm și pe grafice, o să vedeți că se potrivesc și nu-i dracu atât de negru. Apropo, în acest video o să vă arăt și portofoliul meu, dacă aveți răbdare. Stați până la final. Deci, dacă ne uităm, toată lumea vorbea despre toate aceste VC-uri, toate aceste CEX-uri, adică exchange-uri. Ați văzut, Binance este cel mai mare, cu Coin a listat cam orice și așa mai departe. Cum se grăbeau și cum au lansat în acest an foarte multe proiecte noi pe bandă rulantă, ați văzut doar pe Binance, că apărea 1 la 2 săptămâni, 1 la 2 săptămâni, apucai, doamne, nici n-aveai destul salariu pentru câte proiecte intrau prin Binance. Și ce s-a întâmplat? Au lansat aceste proiecte noi la niște fully diluted value foarte mari. Și ce s-a întâmplat? Păi au fost exit liquidity pentru VC funds și insiders. Și rezultatul, spune această persoană, monedele noi nu mai sunt o investiție
atât de bună cum ne-am fi așteptat. Acum, părerea mea e mai nuanțată, dar aveți un pic de răbdare. Și acum el spune cât de real este și el spune că a făcut calculele pentru noi. Felicitări, asta îmi place mie să citesc, să urmăresc, sper că îți place și ție. Calcule, cifre, fundamente, acestea nu pot fi manipulate și interpretate. Deci nu poți să vii să zici că proiectul tău e viitorul în cripto când are 9.000 de user activi în fiecare zi și proiectul meu are 1.000.000. A? Ați înțeles unde vreau să bat. Și acum hai să ne uităm. Dacă ne uităm pe lansările din ultimele 6 luni, de pe Binance, până trebuie să luăm cel mai mare exchange, aici e cea mai mare lichiditate, vedem că mai mult de 80% dintre token sunt mai jos decât prețul la listare. Aoleu, racpul, nu? Sunt evident și niște excepții. Nimconurile, ce să-i faci? Ăsta e retail-ul. Ordinals, pe care o să-l, nu, am să zic, nu analizez astăzi, poate luni, care nu a avut niciun VC foarte mare în el, deci s-a lansat așa fair, pe partea aceasta de Bitcoin, de NFT-uri, și Jupiter și Jito, care au mers împreună cu momentumul foarte mare de pe Solana. Solana, ați văzut, deși are o capitalizare foarte mare, merge, derupe pe grafic și mă bucur că am o grămadă de Solana. Imediat vă arăt ce și cum, da? Aveți răbdare. Și WIF, care e tot din ecosistemul, cred că totul e Mincoin pe Solana, să nu zic o prostie că nu sunt expert în Mincoin. Da? Și atunci ne luăm așa pe rând și ne uităm și le discutăm. Le vedem aici toate, nu o să stau acum să le zic fiecare ca să nu facem un video foarte lung. Când s-au lansat, fully diluted value, deși aici trebuie voi să fiți un pic mai deștepți decât în această postare, nu trebuie să ne uităm exclusiv pe fully diluted value, pentru că nu intră toți tokenii până vindem noi. Asta e o manipulare din punctul meu de vedere. Și dacă ne uităm cât e în prezent fully diluted value și performanța de atunci, da? Și vedem și cine e în spatele proiectului, ca să zic așa, cei mai mari VC-uri, da? Vedem pe meme, Binance, Ordinals, nu e nimeni, pe Blur e Paradigm, pe Jito e Multicoin Capital și le vedeți aici, da? Și dacă ne uităm la performanță, vedem o mare de roșu, da? Roșu! Inclusiv, ce inclusiv? Inclusiv, hai să fim sinceri, ce am cumpărat și eu, uite, cu Portal sunt pe minus, dar nu foarte mult pentru că am făcut un swap din Solana, că obțineam din stake bani moca, asta a fost abordarea mea, rămâne de văzut long term dacă e bine sau nu și unde mai am eu o pierdere mare, ca să zic așa, adică nu mare, cea mai mare ar fi pe Dimension, da? Care e la minus 55,53% față de prețul listării, da? Și aici le vedem procente și așa mai departe, da? Și, uite, și SAI e scăzut, în fine, le vedeți aici, frumos, frumos, frumos. Hai să vedem ce mai zice acest nene, da? Și după aia le analizez și din punctul meu de vedere. Majoritatea proiectelor lansate pe Binance erau în spate, aveau top VC-uri foarte mari și s-au lansat niște valori foarte mari. Deci aici n-ai ce să zici. 100% adevărul. Ați văzut că am zis și eu de atâtea ori și în comunitate, nu credeți, intrați pe Discord, link în descriere și citiți ce am scris despre tokenii noi, despre ce valori și așa mai departe. Da? Dacă ne uităm și facem așa o medie, pe acest fully diluted value, pe tot ce s-a lansat în ultimele 6 luni, e pe la 4,2 miliarde. E uriaș, evident. Gândiți-vă că aceste proiecte toate sunt cu povești, cu teorii. O să facem, o să dregem, noi vrem să, noi. Până nu vezi ceva în spate, sunt doar povești. Și unele au avut inclusiv valori foarte mari, peste 11 miliarde, fully diluted value, da? Și cum zice și acest nene, de multe ori, multe proiecte nu au nici măcar useri în spate și nu au o comunitate foarte mare, adică nu au fundamente, sunt doar povești, teorii. Noi vrem să facem, da? Și aici vedem mediile, vedem și cât au căzut performanța de la lansare. Și acum, ce spune acest domn? Că dacă deții un portofoliu și ai investit o sumă egală în fiecare proiect din acestea lansate în ultimele 6 luni de pe Binance, ai fi fost acum cu o gaură de 18% în ultimele 6 luni, da? 18% în cripto nu e mult. Hai să fim totuși realiști, da? Și acum spune că da, mai degrabă, adică mai des decât așa, tokenii lansați pe Binance nu mai sunt vehicule de investiție în prezent, deoarece
potențialul de upside, adică de creștere, este oricum deja priced in, adică e luat prin aceste valori. Și el spune că na, nu mai e de investit în ele și așa mai departe. Și spune că dacă ne gândim în mai multe forme, acest joc este rigged, adică e manipulat și nu mai vedem în spațiul actual un momentum pozitiv, ceva de genul ca și cum nu mai faci bani din proiectele noi, da? Și aici mai spune el că oamenii sunt obosiți, să mai fie exit liquidity pentru insider și încet, dar sigur, se vor trezi din acest nonsens și acest joc trebuie să se schimbe, industria noastră, adică crypto, trebuie să plătească long term toate aceste consecințe pentru aceste abuzuri și așa mai departe și trebuie să facem aici, zici că e Donald Trump, we need to make tokens great again, we need to make America great again, cum mi se pare, a? Și să asigurăm acces egal pentru investiții, oportunități și așa mai departe. Acum am dat seama cu ce de ele aici e cu chestia așa idealiste care în realitate nu se întâmplă, nu se vor întâmpla niciodată. Ce am mai zis eu prin videole mele, acum ce să zic, dacă nu vă uitați la toate, poate le ratați, de a nu ratați videole mele, tot ce pot să vă zic. Banii, pâinea, o mănâncă, smart money, am stat tot timpul, noi mâncăm firimiturile lor. Noi trebuie să ne bucurăm cu cele cade lor, deci să nu credeți că banii grei nu-i vă face VC fundurile, smart money, cum le zic eu așa, per total. Noi trebuie să facem acolo pe lângă ei, nu o să facem niciodată la nivelul lor. Uitați-vă, fiți realiști, sunt atâtea site-uri, ne se prezintă la ce evaluări, adică la ce sume investesc ei în token. Cumpără tokenii pe nimic, pentru că toate aceste proiecte noi au nevoie de bani, de bani ca să se dezvolte. Și atunci, de unde bani? Că nu vine nimeni cu banii lui de acasă, foarte puțin investesc banii lor și oricum ai nevoie de mulți bani, pentru că ai nevoie să plătești developer, e foarte complicat. Aceste cripto sunt niște startup-uri, niște companii care acum se creează și ai nevoie de foarte mulți bani. Și atunci, oricum o dai, VC fund-urile fac bani și în bottom-ul bear market-ului au 10 de X la ce au cumpărat ei, da? Și acum, hai să revenim la părerea mea. În primul rând, fully diluted value nu e atât de important din punctul meu de vedere. Trebuie să ne uităm, și asta am făcut tot timpul, și pe live-uri și peste tot, când intră tokenii în circulație. Degeaba acest fully diluted value e mare dacă tokenii intră în circulație grosul în 2028, 2029, 2026. Tu mai deții atunci tokenul? Sper că nu. Sper că vinzi și iei profit. Și așa mai departe. Acum, că sunt niște valori foarte mari, evident, uitați-vă la circulating market cap, că sunt proiecte care intră direct în top 50, top 100. Deși, v-am zis, sunt pe hârtie doar cu teorie. Dar dracu nu e atât de negru. Și imediat ne uităm pe grafice și vă explic ceea ce vreau să prezint. Acum, momentul de reclamă, mai corect spus. Cine vrea să vină în comunitate sau să susțină, cum vreți voi, aveți link în descriere, pe Discord, uite, ieri am discutat de zor despre facem sau nu swap din Ethereum în anumite altcoin-uri de astea mai cu fundamente, deci nu vorbesc de așa. Eu le-am prezentat, am analizat Aptos, m-am uitat și peste Arbitrum și am spus părerea mea frumos, acolo rămâne pentru istorie, rămâne de văzut dacă am dreptate sau nu. Și cine dorește, cine poftește, vă mulțumesc, suntem sute, asta facem împreună și hai să trecem și la ce vreau să vă mai zic. Dacă dorești să te alături unei comunități de sute de persoane, apasă butonul Join și o să ai acces la foarte multe beneficii, începând cu prioritate la răspunsuri, videouri în avant-premieră, videouri exclusive, live-uri săptămânale, acces la Discord. Suntem aici pentru a face bani în spațiul crypto. Dacă vrei să faci și tu bani alături de noi, apasă butonul Join și ne vedem în comunitate. Spre portofoliul meu, da? Până la urmă, trebuie să vedem dacă fundamentele contează în crypto, nu? Eu sunt, nu mă laud, poate printre puțini, mulți, habar n-am din ce văd eu, cred că sunt printre puțini care tot placa asta stricată, fundamente, urmăriți user activ, urmăriți wallet-uri, hai să facem update-uri pe trimestriale, pe ce dezvolta și așa mai departe. Funcționează sau nu? Hai să vedem.
Și merge aici frumos și vedeți plusuri și minusuri pe portofoliul meu, da. Deci cel mai performant activ al meu este Solana. Deci nu m-am ascuns nici pe canalul public, ca să zic așa, nici în comunitate. Sunt fascinat, sunt bucuros, am ales Solana, am foarte mulți bani în Solana pentru că am văzut potențial, am văzut adopție, am văzut fundamente, am văzut ceea ce zic în fiecare video despre fundamente, 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 comparați cripto cu bursa, la fel va fi și în cripto, după ce trece hype-ul rămân doar cele cu fundamente și așa mai departe. Și cel mai prost performant este Dimension, da? Are legătură și cu ce v-am zis mai devreme, cu token noi și așa mai departe, da? Și când ne uităm pe total, ce contează în acest spațiu de investiții? Profitul pe tot portofoliul. Nu trebuie să ne cramponăm la o monedă, două, când noi, eu, uite, acum, în acest moment, când încă nu suntem la topul spațiului cripto, am 433% profit pe tot portofoliul. E bine? E puțin? Asta voi trebuie să spuneți, lăsați un comentariu. Pentru mine este excelent. Mie mi-arată că fundamentele contează în cripto. Mie mi-arată că am luat cea mai bună decizie să investesc în cripto pentru că am făcut mai mulți bani decât făceam. De unde? Păi de pe bursa internațională, de pe bursa românească, de pe acțiuni cu dividende, de pe ceea ce vreți voi. Asta înseamnă că la infinit o să fiu doar în cripto 100%? Nu. Ce am vrut să fac în acest ciclu? Este al doilea ciclu al meu, ca să zic așa. Să fac o grămadă de bani, să merite, să-mi schimbe viața. Și am fost pe când te uiți la video. Și așa, și după aia să diversific, pentru că nu poți să stai cu toate ouăle în același coș. Și care mai este, din punctul meu de vedere, cheia succesului? Să te uiți, uite, poți să te duci pe CoinMarketCap, de aici am aceste snipuri, și îți arată inclusiv performanța portofoliului versus Bitcoin. Dar și aici trebuie să vă explic cum să analizați. Toată lumea știe, asta se prezintă de foarte multe persoane și mă bucur că sunt persoane multe pe YouTube care prezintă și ce trebuie. Bitcoin performează primul cel mai bine, dar spre finalul unui ciclu vor performa mai bine altcoinurile, per total. Acum vă dați seama că sunt și unele care au performat mai bine decât Bitcoin, mai repede, ca să zic așa. Și ne uităm și vedem tot de la mine din portofoliu cum arată portofoliul meu, uite, îți arată din 2022 până în prezent. Și ce vedem? Cu o foarte bună bucată de timp, aici din octombrie 2022, Bitcoin a performat, vedeți, Bitcoin, trendul Bitcoin cu portocaliu, maroci ăsta, a performat mai bine decât portofoliul meu în care eu nu dețineam Bitcoin. Nu m-am ascuns față de voi, sunt cât de sincer pot. Adică sunt sincer, dar vreau să zic, sunt cât de transparent pot. Mie nu mi-a plăcut Bitcoin, știam că performează mai bine, n-am vrut, n-am avut chef, în fine. Următorul ciclu o să fac o parte din portofoliu și să dețin Bitcoin și după aceea să fac swap în altcoin, dar în acest ciclu eu am mers strict ce altcoin vreau să dețin, altcoinurile mele cu fundamente, cu user, ce vreți voi. Le-am analizat doar cu paritatea cu dolari și am investit. Și ce s-a întâmplat? Păi o bună bucată de vreme, uite, din octombrie 2022 până în tot aici, cred că tot octombrie, noiembrie 2020, deci un an de zile, eu am performat sub Bitcoin, da? Am fost sub, uitați-vă. Și ce s-a întâmplat? Nimic, am avut răbdare. M-am panicat? Nu, asta încerc să vă transmit tot timpul pe video, aveți răbdare. Se schimbă lucrurile, trebuie să fiți în piață să cumpărați. Și ce făceam în aceste perioade? Dacă mai țineți minte, dacă mi-ați urmărit video-urile, cumpăram altcoinuri în 2023 în prostie. În fiecare lună, DCA, 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 fără că eu sunt trader, că eu știu că ajunge, nu. Era atât de bun risk reward încât cumpăram, 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 ați auzit? Risk reward. Și ce s-a întâmplat? Ce chestie! După aia, dintr-o dată, altcoinurile, portofoliul meu, au performat mai bine decât Bitcoin. Și dacă ne uităm pe acest dip, tot sunt teste dacă aș fi luat doar Bitcoin. Acum, dacă voi sunteți invers, asta nu înseamnă că e rău. Nu, înseamnă că trebuie să aveți, ca și aici, răbdare. O să vină și nebunia pe altcoinuri și atunci Bitcoin va performa mai slab decât altcoinurile. Și când se va întâmpla acest lucru? Păi când va scădea dominanța. Deci până dominanța nu cade.
Bitcoin este la putere. Acum sunt unele altcoins care au fost mai tari chiar și decât Bitcoin. Și se pare, nu? Că fundamentele contează, nu? Deci monedele mele cu fundamente pe total au performat mai bine decât Bitcoin long term, da? Mai am ceva pe aici? Nu mai am. Și acum revenim la Bitcoin, mai multe altcoins, câteva sunt cerute și de abonați ai canalului și să începem. Ne uităm un pic și peste Bitcoin, oricum am analizat și luni și joi și înainte să ne uităm peste, vreau să vă arăt ceva ca să vă ajute și pe voi, da? Țineți minte această poză pe care o mai prezint din când în când, ne arată ce se întâmplă în piață când dominanța crește, Bitcoin și așa mai departe, da? Ce se întâmplă cu altcoinurile, pentru că foarte mulți dintre noi, voi, suntem cu altcoinuri, da? Și dominanța, momentan, am zis și în live-ul din aceste marți, că văd pe termen mediu să continue să crească. Încă nu am ajuns la acel top, ca să zic așa. Și atunci, dacă dominanța va crește și la un moment dat Bitcoin își va lua și ceva reject, ceva corecție, pentru că nu crește la infinit. Ce se va întâmpla cu altcoinurile? Dump. Dar asta ce înseamnă? Că nu trebuie să vă grăbiți să faceți FOMO acum, uai, ca bubui Bitcoin și vă apucați acum și intrați în altcoinuri. Multe altcoinuri, dacă vă uitați și sunteți sinceri cu voi, cresc acum și asta se întâmplă în general cu majoritatea mai puțin decât crește Bitcoin. Deci la un moment dat când pe Bitcoin se vor lua ceva profituri. Se va vedea și pe altcoinuri și atunci sunt șanse să aveți intrări bune și puțin mai târziu pe altcoinuri. Deci atunci nu trebuie să faceți FOMO, nu trebuie să cumpărați non-stop. Asta încerc să vă transmit. Și eu, uite, luna aceasta nu am cumpărat nimic, încă am banii din salariu și când va fi momentul, voi cumpăra. Nu trebuie să fim așa, trebuie să cumpăr, ratez. Păi ăsta e momentul, ultima șansă, asta văd în continuu pe Twitter, pe YouTube, nu există așa ceva. Nu suntem în acea etapă. O să vină și acea etapă, dar mai târziu. Nu vă grăbiți. Și acum hai să ne uităm pe Bitcoin, ne uităm pe Daily și după aceea ne uităm peste altcoin. Și o să fac și legătura cu proiecte vechi, proiecte noi și atunci nu închideți acest video, uitați-vă până la final. Deci dacă ne uităm pe Bitcoin, ce a făcut în aceste zile? Pun și EMR-le? Hai să le pun. Suntem pe Daily. Păi a ținut. Ce a făcut? A spart acest nivel care trebuia să-l spargă ca să fie într-un trend ascendent, ce a făcut a doua zi? L-a retestat ca și suport și după aceea a venit pump, frumos și acum suntem într-o mini corecție. Păi poți să-ți ducă corecția asta și până la 66.796 și dacă îți merge până la 66.209 e exact același lucru. Ce trebuie? Bitcoin pe termen scurt merge ceas. Low, higher low, high este într-un trend ascendent și atunci următoarea rezistență după ce va lua suport zona de 67.266 e aici. 68.967. Dați seama că la un moment dat, uite cum a fost și aici. Se vor lua corecții, poate se duce mai sus, la un moment dat corectează pentru că aceste piețe de cripto în general sunt guvernate de traderi. Se cumpără jos, se vinde sus pe termen scurt și așa mai departe și atunci încă o dată vă arăt. Dacă dominanța, am zis dacă, dar nu că eu știu și sunt mamă omidă, crește, pentru că asta mi-arată mie. Asta se întâmplă spre finalul înainte de rotație, da? Crește dominanța. Și Bitcoin va fi ceva corecție normală. Ce va fi pe algunul? Dump. Și atunci, dacă nu ați cumpărat, să zicem, algunul favorit exact acum, câteva zile, vai, dacă nu luam, nu e o tragedie, poți să intri și în viitor pe corecții. Nu trebuie să te bați, să te cerți. N-am luat, nu știu, zic și eu din cap acum, sui la 0,9 și am luat la 1, nu știu cât. Mai contează peste multe luni, te mai uiți că știi că aici, că au fost atât, că eu am luat aici, că este irelevant pe termen lung. Și acum, hai să trecem la altcoin-uri. Hai să și salvez. Cât o să fie astăzi? O să mă mișc cu talent, că e weekend, 2, 4, 6, 7 altcoin-uri. Începem cu Ondo, da? Nișa aceasta de Real World Assets, am și video despre fundamente pe canal, mergeți frumos, căutați CryptoDan, Ondo și așa mai departe, da? Și ce vedem graficul pe weekly? Bă, acest proiect
după un dam de rigoare 2 săptămâni, după aia s-a dus racheta. Păi bă, dar nenea ăla ce zicea? Că știi că toate alcoolurile, că per total, astea noi. Păi, per total, dar sunt și câștigători. Dar, ca în investiții, nu e atât de simplu cum pare, da, eu știu că ăsta e câștigător. Uite, eu am zis, în mintea mea, că Dimension va fi un câștigător. Și ce a făcut? Păi n-a făcut ce a făcut Ondo. Păi de unde? Păi ați văzut care este cel mai performant activ al meu momentan. Da, asta e un capăt de țară, asta e un capăt de țară, adică Dimension va performa. Evident că va performa, dar nu la nivelul cum performează alți token. Ce s-a întâmplat cu, uite, hai să sar un pic pe ele, uite, cu Solana, da? Că poate nu vă mai uitați mai încolo și să știți. Uite, ne uităm de la lansare, da? După un pump, adică un pump și după un dump, ce a venit? Pump, dump, pump și atunci trebuie să aveți răbdare. Și cele care nu au performat pe termen scurt vor performa. Și acum, să vă mai explic. Deci, VC funds sunt la cum în acest ciclu, da? Da. Trebuie să, n-ai cum să zici chestia asta. Ok. Au făcut bani pe chestiile astea? Au făcut. Ce credeți că gata, acum și-au vândut și nu îi mai interesează monedele în care au investit? Nu! Le vor pompa în continuare pentru că ei vor să facă și mai mulți bani. Sunt conduse aceste VC funduri de cine? De oameni. Oameni ca mine, ca tine. Acum mai bogați, dar ca noi. Cum suntem noi, per total? Lacom. Și eu și tu suntem lacom. Eu recunosc. Tu recunoști? Lasă un comentariu dacă recunoști că ești lacom. Dacă nu recunoști, nu erai în cripto, prietene. Erai pe obligațiuni. Cumpărai apartamente și că câștigi din chirie, că faci 5%, 6% pe an, că să vezi. Nu, ideea ești aici, să faci bani. Recunoaște. Și atunci, uite-te cum nu e pe Solana, da? După ce dau un post, wow, și-a revenit, da? Hai să uite, AVAX, dar oricum le luăm și le discutăm în detaliu. Uite, AVAX, cum a fost la lansare. Ați adus sub prețul de lansare, era un schem, nu? Era nașpa, bro! Vai, proiectele noi, bla, bla, bla. Ce s-a întâmplat după aia? Aceiași VC fans care au pompat AVAX aici, l-au pompat și după aia, și după aia, și așa mai departe. Diferența care este? Am zis-o și în acel video de acum multe luni, 5 luni. La ce valori s-a lansat AVAX? La ce valori s-a lansat Solana, Multiversic și așa mai departe? Comparăm aceleași niveluri cu acum? Nu! Acum ați lacum de, îți mai lacum decât noi, VC fundurile. Și atunci, să revenim, da? Ondo. Că despre el discutăm și să vă arăt niveluri, chestii, poate vă interesează ce și cum, da? Mergem prima dată pe weekly. Și ce vedem? Păi, unde ar fi fost zone bune de, hai să scot IMR-urile ca să nu fie așa o bruiaj mare, unde ar fi fost zone bune de acumulare pe acest dam, da? Păi, 0.68 era la 0.52, a dus week-ul ăsta un pic mai sus la 0.55, de aceea vă tot zic, nu trebuie să luați un punct fix, luați zone, da? Și acum, ce a făcut în prezent? Păi, ia uite, a testat ce? 0.382 și de aici a venit pump-ul, uite ce frumos a dus, asta îți face un all-time high cât de curând. Îți arată că e pregătit. Acum, pe daily, că mie îmi place să mă uit și pe daily, știu că și vouă vă place, că nu aveți răbdare să vă uitați doar pe weekly, ce vedem? Păi era acest pattern, uitați-vă aici la mov, hai să-l fac mai gros, să se vadă mai bine. Și ce e asta? Păi, unii zic că e symmetrical triangle, alții zic că e bull pennant, e exact același lucru. Acesta este un pattern cu probabilitățile de spargere în sus. Și de ce? Să vă mai explic încă o dată. Vă ajută foarte mult să știți și pattern-urile. Vine de jos, adică este trend ascendent, prețul merge și lovește. Rezistență, suport, rezistență, uite, sunt și zone, v-am tot zis, nu vă luați neapărat după oicuri, contează închiderea. Aici erai panicat, aoleo, că de fapt nu contează, bro, a închis noaptea candela pe plus, uite, tâc, 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 așa aici, uite, același lucru. Sus, oicuri, sus, dar de fapt candele erau în acest range și la un moment dat, probabilitățile astea se întâmplă de cele mai multe ori, în tot timpul, dar de cele mai multe ori, sparge în sus și ia uite, când a fost pregătit, a spart la 0.85. Și acum, dați seama că rezistența va fi aici, la fost o lotă, hai la 1.07, acolo poate își mai au un mic reject, poate nu, rămâne de văzut. Putem face și targeturi pentru voi, unde
traderii își vor lua profit. Dacă vă interesează și acest tip de materiale, se pare și cum gândesc traderii, cum folosesc mai multe chestii din Fibonacci. Uite, aici găsiți mai multe, multe. Avem și Fib Retracement, avem și Trend Based Fib Extension pe care le folosesc destule ori traderii. Lăsați un comentariu și prezint. Dacă nu, nu, asta nu vreau să prezint ceva care nu interesează. Acum mergem și la Pebble. Un alt proiect interesant și dacă ne uităm, da? Suntem tot pe weekly. Unde a luat suport? 0.5 pe Fibo, era la 3,99. A fost un mic sub, dar cine își pune aici un order, intra. 0.68 era mult mai jos. Înțelegeți? N-ați înțeles ce vreau să vă transmit. Păi, da, ne, ai zis că 0.69 și 0.786. Păi da, majoritatea, dar nu toate proiectele. Unele sunt mai puternice, sunt pe un val de hype și atunci și graficul lor nu ajunge pe aici și pe aici. Tu nu trebuie să așteptăm chestii care nu vin când vedem putere, vedem hype. Asta voi trebuie să înțelegeți. Și vă uitați pe portofoliul vostru și sunteți sinceri cu voi. Bă, asta are hype. Asta nu prea are. Și atunci și când continui să faci DCA, în ce monede bagi bani în continuare? În cele care au hype, care arată pe grafic că sunt puternice sau în cele care sunt blege, mârțoage, cum le mai zic eu, gloabe, cum vreți să facem aici multe sinonime. Eu aleg prima variantă. Investesc în cele în care arată mai multă putere. E abordarea mea. Vedem la sfârșit dacă am dreptate sau nu. Și acum ca să facem așa în context. Dane, tu ai și SUI, ai și Aptos, dar ai și Dimension. Și am văzut că Dimension e cel mai prost al tău ca și performanță. Tu în ce investești mai mult în următoarea perioadă? În ce? Păi, ce am zis mai devreme? Ce am ales? Prima variantă. Adică investesc în SUI, Aptos, mai mult decât investesc în Dimension. Înțelegeți? Asta e abordarea mea. La un moment dat, când o să am foarte mult SUI, foarte mult Aptos și spre plus, știți că v-am zis, nu m-am ascuns, eu nu vreau să-mi ridic mediile. E planul meu. Deci eu când sunt pe plus pe SUI, nu mai cumpăr. E planul meu. Și atunci, ce fac? Păi, am timp de Dimension, am timp de Portal și așa mai departe, dar pe primul plan pentru mine sunt câștigătorii din portofoliul meu. Și acum, dacă ne uităm, uite, a spart rezistența de la 0.382, pe un time frame mai mare se va duce la 5.86 și așa mai departe. Și acum, dacă te uiți așa, stai să fac un zoom out, da? Pe acest proiect. Și ăsta, ia uite, când s-a lansat. Aoleo, păi nu-i ce trebuie. Aoleo, pe cât a corectat? Hai să vedem de la week-ul ăsta de aici. Minus 65%. Și după aceea ce a făcut? Înțelegeți? Trebuie să aveți răbdare. Voi și dacă ați cumpărat, uite, putem extrapolăm aici și în Dimension, Portal, Alt Layer, toate astea noi, Cygames și așa mai departe. Și nu ați luat bottom, da? Ce se întâmplă în viitor dacă avem răbdare? Păi revin, frate. Mai cumpere, îți face o medie bună și adio. La un moment dat, asta se întâmplă și cu proiectele vechi și cu proiectele noi. Și acum comparația, că am zis că vă explic. În proiectele vechi, da, în acest bear market, au fost decimate. Minus 90, 92, 95%. N-a mai crezut nimeni în ele. Erau, pa, rect, adio. La fel este și cu cele noi. Chiar dacă au valori mari, sunt decimate. Adică retail-ul e rezolvat, cum a zis nenea ăla în acel tweet. Dar după aia ce se întâmplă? Cu toate valorile lor o să crească și ele pentru că aceiași VC funds, după ce aici au dat dump, da? Aici ce fac? Le recumpără ca să le mai ducă o tură și o încă o tură și așa mai departe. Nu se mulțumesc cu banii de aici din 6 luni. Ei vor bani adevărați, vor miliarde. Și atunci, ce facem noi? Păi avem răbdare, cumpărăm și vindem, neapărat să nu uitați să vindeți. Asta e o altă discuție. Hai să ne uităm, uite, pe Jupiter. Rapid, că cred că iar azi nevorbit. Asta îmi tot zice nevasta, bă, dar mai poți mă vorbi atâta despre cripto? Și eu zic, fai, câte aș mai vorbi, dar n-am timp. Uite aici, Jupiter, da? Punem și IME-uri? Nu o pune. Hai că astăzi e fără IME-uri. Unde au fost zone bune de acumulare? Păi 0.618, 0.97, week-ul s-a dus și mai jos. S-a dus. Aproape de 0.786? Da, aproape. Se duc toate exact în puncte fixe? Nu. De aia e bine să cumperi așa și așa. Și dacă le ai doar la 0.618, la 0.97 și nu luai week-ul ăsta, nu luai
Batămul, nu erai perfect, erai normal, erai un investitor care știe zone mari. Unde erai tu acum cu poziția cumpărată? Păi aveai profit 34%. Înțelegeți ce vă transmit? Nu mai încercați să fiți perfecți, nu mai încercați să iau neapărat aici, trebuie să vând neapărat aici, că recumpăr aici. Nu, prietene, tu trebuie să fii pe aici. Asta e zona ta. Nu trebuie să iei nici batem, nu trebuie să vii nici în top. Tu faci mai mulți bani decât vei face în viața ta pe bursă, pe ce vrei tu, cum numai cu partea asta. Și să ai răbdare. Și să vinzi, evident. No, și dacă uităm pe Jupiter. Păi, de ce performează atât de bine și Dimension și nu știu care nu performează? Păi e cu care? Din ce ecosistem? Cui cu asta? Cu Solana? Și atunci o monedă mare. Acel magazin de scule trage în sus și ecosistemul, trage în sus și Jupiter, și Gito, și așa mai departe. Asta se întâmplă pentru că hype-ul ăla se duce pe ecosistem. Și atunci pe Jupiter. Pe care sunt zonele? Păi acum e într-o zonă de rezistență la 1.27, 1.30, 1.0.382 pe Fibo. Dă seama, te apuci acum, cumperi aici un pump, un FOMO? Nu, ai răbdare, o să mai facă corecții. Nu merge, uite cum a fost și aici. A corectat înainte să se ducă. Nu. Tu trebuie să cumperi aici. Pe roșu, nu pe verde. Asta e, cred că e cel mai tare sfat care pot să ți-l dau. Niciodată nu cumperi pe verde. Dacă vrei să fii așa, risc, reward bun în cripto, cumperi roșu când lumea se sperie și vinzi pe verde. Și uite încă o chestie tare. Nu că nu mai am timp. Vă zic în video următor. Despre cum mi-am stabilit eu când să cumpăr. Deci eu mi-am creat planul perfect, când o să cumpăr, când o să fac DCA de acum încolo. E ruper o să fie. Și atunci, hai să închidem și mergem pe, hai să și salvez, pe Solana. Da, dacă tot am zis de Solana, ecosistem și să ne uităm, da? Deci Solana este un proiect cu capitalizare foarte mare. Am făcut ieri acel short în care v-am prezentat monedele în funcție de total value locked, că foarte mulți ați întrebat, dar unde-i SEI, unde-i SEI? Pentru că n-ați fost atenți. Am și zis pe acel short care sunt monedele cu cel mai mare TPS în prezent, ordonate după total value locked. Are SEI total value locked mare în prezent? Nu, păi și atunci normal că n-apare în acel top. Am mai întrebat cineva și de Multiversix. Și dacă uităm pe Solana, da? Deci un proiect cu capitalizare mare. A făcut mai mulți X decât proiecte cu capitalizare mai mică. Să vă iasă din cap și chestia asta, că cele cu capitalizare mai mică fac cel mai mult. Nu! Contează fundamentele, contează hype-ul, contează o grămadă de multe alte aspecte. Și cum a mers? Cum a mers Solana? Vedeți ce am desemnat eu în trecut? Ce am zis? A, vine în zona asta, stă. Am zis eu cât timp? Nu, pentru că nu știu. De ce am arătat aici? Că este o zonă bună de suport și de aici ce va veni? A, se va duce. Unde? Păi din nou la 206. V-am zis eu aici să vinde Solana? V-am zis cine vrea mai cumpără. V-am zis eu că am văzut că tot mai multe persoane, că Dane ne nebunești cu Solana, că bași FOMO, că ce, că risk reward, că cât mai faci de aici. Păi ți-am zis eu să bași bani aici și am zis dacă vrei să mai faci ceva X, să-l bagi, dacă nu, nu. Eu nu mai cumpăr, am zis de v-am plictisit de cât? 6 luni de zile. Păi dacă mi-am făcut aici, mi-am umplut saci, că am văzut că așa e la modă să zici acum, că ți-ai umplut saci și o să faci mulți bani. Nu mă interesează. Dar dacă tu nu ți-ai umplut saci aici, puteai să mai cumperi aici, la o zonă de suport. Nu cumperi în rezistență, cumperi un pic aici. Și ce a făcut Solana? Pe exact ceea ce am zis. Uite, mai funcționează uneori și globul meu, mama lui de glob. Și atunci, unde se poate duce Solana în viitor? Păi, mai nete ți-am zis. Din nou spre zona de 208-210, unde a fost această rezistență și ulterior, dacă o sparge, am zis dacă, și o ia suport, face un nou all-time high. Poate să face un double top pe termen scurt și pe aia merge mai sus. Da, cum arată graficul? Arată perfect. Uite, putem pune și EMI-urile. Pentru că pe proiectele mai vechi a funcționat ceea ce vă tot zic. Urmăriți EMI 21. Uite, pe Solana a fost ca și suport. Nu a fost niciodată sub candela închidere de pe săptămână sub acest EMI 21. Și aceste wick-uri nu au contat. Și atunci trendul este up. Cu pic, cu pic, cu pic, în sus, up, da? Ok, hai să mergem pe NIR. Tot un proiect. Aoleu, ce am făcut, fraților? Am apăsat aiurea, mi-a văzut facturile la curent, la gaz, ce era cu Leon. Fai. Na, uităm pe NIR.
Deci Nier îți arată că e un proiect puternic. Uite, graficul ăsta se face all-time, adică încă un all-time high pe termen scurt, înaintea Solanei. Uite cât de aproape e de zona de 8, 9-18, unde a avut acest top local în martie. Uite, EMA 21 pe weekly. Exact ca pe Solana. Nu a fost sparse, atunci trendul este up. Oricum, cu Fibo, cred că v-am tot prezentat. Ia uite, aproape 0.618. Și dacă cumpărai la 0.5 pentru că era hype pe proiect, pentru că sunt foarte multe știri care vin în prezent, foarte multe chestii pe care ei lucrează, nu ți s-a mai dus ca altcunul la 0.786. Păi de ce? Pentru că au știri, au ceea ce trebuie să creeze hype. Mă fac paralela cu Dimension. Dimension e un proiect rău? Eu zic că nu. Dar e în acea etapă de hype? Nu. Au un singur roll-up, se pregătesc să vină al doilea, sunt foarte multe pe testnet și așa mai departe. Uite, am ascultat săptămâna asta și ce community, tu, mama ei de engleză, pe partea asta de comunitate, unde stau un Twitter Spaces și așa mai departe, ei sunt la etapa de o să facem, o să nu știu ce, o să, deci până nu se vede pe fundamente, nu o să vină pump-urile alea mari, dar long term, va performa și Dimension, la fel de bine ca Nier? Nu cred, pentru că comparăm mere cu pere, dar până la urmă noi ce facem? Noi trebuie să facem bani. Bani pe care unde trebuie să investim cel mai bine? Păi în bear market, când sunt aici moarte din cele noi. Poate nu mai facem ca în ciclul trecut foarte mulți X. Important este să facem X. Noi să ne înmulțim banii, să avem, să vindem, evident, și când va fi nebunia, cel mai bun reward, evident că e aici, în bear market, când e minus 95, 98, 90, cât vreți voi, atunci se fac banii frumoși. Na, și acum hai să revenim pe Nier, da? Păi, ți-a ținut suport toate, ăsta e pregătit de all-time high, dar adică un cont top local, nu mă refer all-time high-ul ăsta care l-a avut. Acum, ce să vă zic? Vă pot zice și cum gândesc traderii, dar să aștept. Uite, pe Nier vă arăt. Hai să scot IMR-urile ca să se vadă mai bine. Să vă arăt ceea ce mai folosesc traderii, da? Na, hai să ne uităm. Care ar fi următorul target, unde traderii își vor lua profit pe Near folosind trend-based feedback extension, da? Păi, vă uitați de unde a venit impulsul, de unde a venit creșterea. Puneți aici frumos. Da? Pam! Mergeți până în acest high. Vă duceți până în low. Și cred că aici am pus eu, trebuia mai un pic mai jos, nu un pic. Un pic, uite așa, de aici trebuia. Și care va fi targetul pe Nier, unde traderii își vor lua profit. Păi uite aici. 15,27 și 22, adică aici va fi all-time high. Nu credeți că funcționează? Pe hai să lăsăm așa, să ne uităm în trecut. Și de unde luăm? Hai să luăm de unde a venit aici impulsul ăsta, în zona asta, da? Mergem frumos, luăm aceeași chestie. Impulsul de unde a venit? Păi de pe aici. Pam, pam, da? Mergem până aici. Și ce zonă ne-a dat? Păi 7, ceva și următorul 2.68 care a fost la 10.02, adică a fost foarte, foarte aproape. Deci aceste zone voi puteți să le luați așa ca și orientativ. Traderii vă dați seama că nu stau și vând exact aici, că la 15,27 vând în zone, în apropiere. Acum, ce v-am prezentat e chestia de trading, folosiți dacă vreți sau nu. Până la urmă, voi trebuie să înțelegeți ceea ce sunteți prima dată. Cine e investitor, ține și vinde spre final, adică cumpără de mai multe ori și vinde de mai multe ori spre zonele de sus. Cine e trader, păi cumpără pe aici, vinde pe aici, mai cumpără pe aici, mai vinde pe aici. Când stai și le aduni, cei mai mulți bani fac cei care țin de ele aici și vând pe aici. Credeți-mă, sunt studii, căutați pe internet, am făcut și videouri. Noi facem cei mai mulți bani, nu traderii. E la modă să te dai că ești trader, dar banii tot noi îi facem. Și atunci revenim la AVAX, da? Vai, să ne grăbim, că aveți timp și voi aveți chestii de făcut. Na, uităm la AVAX. Uite, zone de suport. Păi, 0.618, iar uite ce frumos a ținut ca și suport, era și din candele, la la la, ce am tu zis eu în trecut, că va merge, la la, și se va lovi din nou de această, cum e, rezistență. Hai să facem așa. Se va lovi din nou de zona asta de 41 până la 49.
Momentan, asta pare că se întâmplă pe AVAX, toată această zonă, cine mai dorit a fost o zonă de a mai cumpăra înainte de următoarea creștere, următorul pump, care va veni, vă dați seama, pe termen lung, pe 67-80 de dolari. Acum, sincer, eu cred că AVAX va face all-time high în acest ciclu, e doar părerea mea, îmi place ceea ce dezvoltă, ceea ce citesc despre proiect și dacă stai și te uiți, ce a fost această zonă? Păi te uiți pe candle, era o zonă în care mai puteai să mai acumulezi, la fel cum a fost în ianuarie 2024, când s-a reîntors în această zonă. Și ce au făcut investitorii? Au mai cumpărat, cine a dorit, evident, și ce s-a întâmplat după aia? Păi s-a venit un pump de 127%. Acum a venit și a retestat din nou și îți arată graficul că e pregătit să meargă mai sus. Pe termen mediu, evident. Cine a mai vrut să-și mai au poziție? La 29-30 pe aici. Am mai cumpărat. Eu nu v-am zis luați sau nu luați. Eu pe acest canal vă prezint monedele cu fundamente, vă prezint zone bune și decizia este la voi. Nu uitați niciodată acest lucru. Și ajungem și la ultima monedă cerută de o persoană, nu mai știu cum o cheamă, cred că Isabela sau Alexa, nu mai știu, cred că Isabela, Velo. Deci nu știu nimic despre acest proiect. Ne uităm doar pe grafic, da? Și ce vedem? Vai de steaua noastră, nu? Cine a cumpărat Velo în septembrie 2020, a pompat până în octombrie și după aia moartă, distrusă, rect, cum vreți voi să ziceți, cât a căzut asta? Minus 99,95%. Da, seama că eu nu-mi doresc să fi fost în pielea celor care au cumpărat pe aici și s-au trezit cu minus 99, nu știu cât, 99. Deci, dă seama că aici era zero, aici nu mai credea nimeni, deci adio. Dar ce se întâmplă că nu mai crede nimeni? Păi vin pump-urile. La fel a fost și cu ICP, după ce a căzut, n-a mai crezut nimeni și a revenit. Și a revenit, adică cresc. Dar nu înseamnă asta, nu va ajunge vești pururi la fost all-time high, să vă iasă din cap. Și nu uităm strict pe grafic, da? N-are nici EMA-uri, în fine. Ba, le are. Nu, hai să nu uităm fără. Păi ce am făcut? Păi în momentul în care s-a spart zona asta, care era o zonă de rezistență din februarie 2023, e de bine, adică a făcut, a ieșit din perioada cea mai nașpa a proiectului, ca să zic așa. Și următoarea rezistență unde este? Păi exact aici unde s-a lansat proiectul, la 0,04, unde poate să ajungă asta în, teoretic, vreau să am, nu știu, viitorul, în bull market. Cel mai optimist scenariu ar fi să atingă din nou partea aceasta, adică să lovească această rezistență de trend care avem, a lovit-o aici, 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 aici. Eu dacă aș fi investitor, trader, ce vreți voi în acest proiect, aș vinde. Acum mă dă că și această rezistență se duce tot în jos, cu cât trece timpul. Și atunci, așa grosomodo, are șansă să ajungă în topul bull market, poate 0,23, dar totul, dar dacă ia suport zona asta de 0,05-0,07. Acum, cât ți-a făcut din acest bottom, da? Ți-a făcut deja 3374%. După ce a căzut minus 99,95%. Deci țineți minte aceste lucruri. Cele mai bune randamente pe foarte multe proiecte pur speculative sunt după ce sunt decimate. Pentru că atunci e foarte ușor pentru market makeri să le repompeze. Pentru că aici nici nimeni nu mai cumpăra. De asemenea, asta era îngropat. Acum, long term, ai investit în așa ceva? Eu nu, Doamne ferește. Și, ca să revenim la ce vreau să zic. Păi, dacă te uiți pe RSI, e sus, îmi dai seama. Acest pump te-a dus până la 94. Sunt șanse, depinde cum va merge și Bitcoin, poate să-ți facă ceva corecție, să-ți retesteze din nou 001.49. Așa ar fi ideal. Așa ar fi ca la carte să vezi că este într-un trend ascendent. Să-ți vină să-ți retesteze ceea ce a fost rezistență. Nu tot timpul se întâmplă, dar așa ar fi constructiv, ideal să-ți vină aici, din nou, ceva de genul și așa mai departe. Cam asta este analiza pe acest proiect. Vă mulțumesc pentru vizionare, tot ce pot să vă mai zic, pentru cei 2-3 care ați mai rămas, aveți răbdare. O să vină și vremuri mai bune și pe altcumele noastre, când dominanța va scădea. Pa!